Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. În curând începe o nouă săptămână, săptămâna 28 noiembrie, 4 decembrie și voi face o etalare în trei variante pentru această nouă săptămână să vedem care sunt energiile care apar în săptămâna următoare. Prima variantă roșie, a doua verde, a treia albă. Dacă doriți să aflați care vor fi energiile, vă invit să alegeți una dintre aceste trei variante și să vedem ce pot dezvolui cărțile la varianta aleasă. Este etalarea cu ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți. Se grăbesc noutăți, să știți vești, întâlniri, ce așteptați să se întâmple, e foarte posibil să se întâmple. O să faceți poate și o schimbare sau o clarificare cu un artist, cu cineva cu funcție sau cu studii, o persoană, sau chiar voi vă gândiți poate să mai studiați, să clarificați ceva, poate chiar în dragoste, poate fi și legat de partener. Hai să încep cu prima variantă, varianta pietrei roșii. Să vedem la varianta pietrei roșii ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți. O, un succes în această săptămână, mai ales care ține legat de patrie, se vede că sunt petrece. Noutăți, vești, poate și o împăcare, sau gândiți voi împăcare cu cineva, dar o să descoperiți și pe cineva care vă cam urmărește. Aflați voi de cineva care urmărește ceva, de vreun inamic. Știți că în dragoste poate că aveți și un iubit, dar aveți și poate o contrarietare, o ceartă în dragoste, poate și din cauza unor daruri sau știți de o hărțuială. Că din cauza unei relații cu cineva, poate și legat de niște daruri sau discuții cu partenerul, poate și în anturaj, din cauza anturajului, dar văd că și niște daruri, cadouri sau că așteptați voi niște daruri, cadouri sau chiar o împăcare cu un partener. Nu știți că pot apărea totuși lucruri neprevăzute, poate și din cauza unui artist, din cauza unui intelectual, din cauza unui jurist, poate o ceartă, un scandal aici, o rivalitate, cumva nu știți o rivalitate care vine aici sau cu partenerul, poate că aveți ceva de clarificat, poate legat de un divorț, poate legat de o ceartă, o discuție care ține sau la servici, poate fi și dintre persoane cu funcție, cu haină de stat sau legat de niște evenimente, pot apărea certuri, discuții la un eveniment. Știți, nu știți, ce ar trebui să știți, să gândiți pozitiv, că veți avea daruri, cadouri, cineva vă face un serviciu, poate vă duceți pe undeva, vă un safir, o prietenie văd aici. Văd că veți avea o reușită, un contract, poate mai multă intimitate, vizite, o consolare. O consolare, poate că veți avea un succes legat de un serviciu, de o casă, de un contract, de o întâlnire, de o prietenie. Și în casă aveți evenimente, petreceri, întâlniri, noutăți. Prietenii noi, da, și cineva care vă cam, poate fi și cineva care vă face un serviciu sau pe lângă casă și vă cam supără, vă enervează, vă stresează, dar în general, după gândirea pozitivă, în această săptămână vă aduce vești bune, petreceri și noutăți. Dar, într-adevăr, se poate că vă urmărește cineva, că și în afara casei vă văd și pe lângă casă, aveți un risc pentru care vă întristează, că voi vă căutați să vă puneți măsuri de siguranță, să vă puneți în siguranță fie veniturile, banii, fie voi pe sănătate, pe singurătatea voastră cumva, pentru că aveți de-a face cu niște persoane care poate și ele sunt singure, dar sunt prea curioase sau aici cumva această socializare în afara casei pare puțin cu dificultate. Ori auziți voi de vreun doliu ceva din familie, prin intermediul celor din familie, ori la servici ceva vă supără, ori e vremea și de aceea poate vă luați voi măsuri de siguranță, văd că bani vă vin, dar vă întristează ceva. Superficialitatea cuiva, curiozitatea cuiva, discuțiile care le aveți pe neașteptate cu cineva, cine știe că e aici în afara casei. În schimb, în dragoste, aveți într-adevăr, poate chiar cu partenerul aveți voi o neînțelegere. Acum depinde, dacă aveți partener, poate că apar o neînțelegere, fie că dintr-o naivitate, fie că ceva nu-i convine lui sau apare altcineva care vă cam dușmănește relația cumva, văd că are legătură și cu un copil aici, de aceea mă gândesc că poate are legătură și cu vreun divorț,
De aceea poate voi vă puneți în siguranță banii, bunurile, pentru că și aici voi știți deja că sunt niște discuții, văd și aici că aveți poate o neînțelegere care ține de orgoliu, dar poate apărea, deci dacă aveți partener, pot apărea neînțelegeri, dar se pot calma. Aici ține puțin și de starea voastră de spirit, poate și de ce sunteți voi dispuse să acceptați sau nu. Că surpriza poate fi într-adevăr speranțe, bucurii la unele dintre voi poate să fie și că voi sunteți singure, spre exemplu, și sperați la o nouă relație și puteți avea o nouă relație, dar în afara casei sau pe unde vă duceți voi să socializați, sunt și persoane care vor încerca probabil să vă creeze o dificultate, orică voi nu veți avea încredere, pentru că nu veți ști ce să credeți. Sunt persoane, sunt cam ostile ele, aceste persoane, sau au un comportament poate nu ostil, cât într-un fel mai puțin manierat, spre exemplu, și ți dă o stare de neîncredere. Pentru că nu așa te aștepți să se comporte o persoană care nici măcar nu te cunoaște. Și atunci ești în dificultate, adică poate să-ți placă de o persoană, dar imediat poate ceva te neliniștește. Văd că poți avea un succes, dar toată ai și o dificultate de a alege. Orică vei cunoaște două, trei persoane și de aici apare această dificultate cu cine să-ți faci o relație, că nu știi exact care ar fi cel mai bun dintre cunoscuții, noi cunoscuți, că poți cunoaște undeva într-un cerc mai multe persoane. Văd aici că poate fi o petrecere. Acum pot fi petrecere pentru că vine și această zi națională, apoi urmează zilele următoare Sfântul Nicolae, nu? Se pregătesc aceste evenimente, că de aceea apar și pentru copii, dar pot apărea și o neînțelegere ori cu partenerul. Poate are să vă dea pentru copil cadou, spre exemplu, dacă nu mai sunteți împreună cu partenerul și pot apărea de aici niște discuții, întârzieri, cum ar veni și voi sunteți triste, pentru că poate vă aștepta să vă vină niște bănuți, dar vin, adică banii, văd că veți avea bani în această săptămână, de aceea poate aici această carte să gândiți pozitiv că veți avea succes, reușite, chiar dacă pot fi și niște întârzieri. Aceste întârzieri pot fi și din cauza unei dușmănii, sau unei superficialități, cum ar veni, nu prea ține cont că trebuie să fie mai punctual, să zic așa, într-o situație. Ori are legătură cu întâlnirile voastre aici, această supărare pentru că nu e punctual partenerul și voi vă supărați ca un copil, ori el se supără ca un copil pentru ceva și apoi devine cumva ranchiuros pentru că e capricios, cum ar veni, și se supără ca un copil, posibil și acest lucru, că văd aici că e o exagerare aici legat de o iubire, de un partener. Nu aș putea să spun că n-ar fi iubire, dar e superficialitatea asta sau cumva o chestiune care ține și de manieră. Cam asta e din ce văd la prima variantă. Haideți să vedem varianta numărul 2. Varianta pietrei roșii. Ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste, surpriză. Neliniști, neliniști legate poate și de niște drumuri, de o împăcare, poate unele dintre voi, sau legate și de un doliu de care auziți voi și vă cam neliniștește ceva, sau voi vă face speranțe că vă veți întâlni cu cineva de care v-ați separat. Știți, voi știți de niște bani câștiguri, dar știți și de o hoție, o superficialitate sau chiar o ceartă, o discuție, o neînțelegere din cauza unei falsități, din cauza unor persoane care nu sunt sincere. Ce nu știți? Că veți avea noroc reușită, dar și tristeți cumva, că veți descoperi probabil această nesinceritate, trădare sau chiar apare o despărțire, un doliu la unul dintre voi. Vă puteți pierde un amic, un prieten, fie dintr-o trădare, fie, Doamne ferește, din vreun doliu ceva. În casă veți avea dar câștiguri, o reușită, totuși vă puneți în siguranță, dar veți avea că aveți și o veste proastă. Cumva poate veni, dar până la urmă văd că rezolvați, câștigați bani și ar trebui să știți că poate ar trebui să aveți mai multă credință sau chiar să apelați la o haină de stat pentru a vă pune în siguranță ceva, familia, veniturile, casa, cumva aici, pentru că pot fi niște situații. Acum, ori e vorba de un divorț la unele dintre voi, ori e vorba de vreo trădare, vreo hoție pe care o veți descoperi, dar vine și supărarea, dar vine și reușită. În casă, vești, daruri, deci vin bani, cadouri poate pentru copii, câștiguri,
O să descoperiți poate și de vreo intrigă, de vreo falsitate a unei doamne, aici, a gelozia unei doamne, sau sunteți voi care va trebui poate să vă zbateți, și, fie pentru bani, pentru copii, pentru astea, sau să descoperiți că cineva cu totuși își face impresia că vă tratați ca pe un copil, cum ar veni o persoană, cea, o doamnă, în preajma casei sau chiar face parte din anturajul mai apropiat, că văd că există aici o doamnă cu copii. Cumva cu falsitate sau vă tratează ca un copil sau e vorba de o nouă relație, de un nou serviciu, de o nouă casă, de ceva. Dar văd că veți primi bani, câștiguri, deci în ciuda unei tristeți sau unei enervări, unei trădări, unei singurătăți, că vă dați seama poate că nu aveți prea mulți prieteni. Posibil, depinde pe unde sunteți, ce faceți, că vă veți da seama poate că cine credeți voi că vă e prieten, nu prea vă e prieten. Dar vă veți consola, veți găsi o satisfacție în ceva, că veți primi un dar, că poate una dintre voi aveți aici o neînțelegere și cu copiii, spre exemplu. Sau cum ar veni copiii care au și ei copii la rândul lor. În afara casei, ei, în afara casei, ar putea să aflați cineva aici, poate fi și o ceartă, un scandal, un dol, o despărțire. Unul dintre voi să fie și acest lucru, că se produce o ruptură și din cauza unui scandal, unui ce, un văd că are legătură cu un bărbat. Aici ori aflați de vreun bărbat în vârstă care e bolnav și are probleme de sănătate și poate că ori apar niște certuri, discuții care vă dezamăgesc, poate de și o schimbare deci o singurătate în afara casei, cumva vă întristează ceva sau aflați de cineva persoane singure care au probleme de sănătate și sunt cumva poate și hărțuite puțin aceste persoane care sunt vulnerabile. Posibil. În schimb, dragoste, noutăți. Deci vă puteți aștepta la o nouă poveste dacă sunteți singure, iar dacă sunteți într-o relație, puteți avea mai multă pasiune cu partenerul, chiar o noutate, vizite chiar, un contract, ceva prin partener sau cadouri, daruri de la partener. Intuiția voastră cumva vă va ghida, să zic așa, în această perioadă sau poate să fie și că faceți o vizită la mama partenerului vostru, spre exemplu, să cunoașteți partener, mama, faceți o vizită, văd aici că vin daruri, cadouri, dar în afara casei totuși pot fi niște tristeți. Și surpriza, daruri, tot daruri vin, văd că veți găsi niște soluții, dar pot apărea și întârzieri legate de aceste daruri. Vă gândește cineva cu haine de stat, poate legat și de niște daruri, vrea să vă propună ceva sau să vă facă vreun dar, să vă cunoască, sau aveți deja această cunoștință și se gândește ce dar să vă facă, sau poate chiar voi vă gândiți ce dar să-i faceți. Să vedem și pentru semnele de pentru semnele, pentru cei care v-ați ales varianta pietrei verzi, acum nu fac pe zodi, acum fac pe variante. Mă gândisem înainte să încep această etalare să o fac pe zodii, dar am renunțat pentru că am să fac alte etalări care țin și de zodii. Haideți să vedem așadar pentru această săptămână, 28 noiembrie, 4 decembrie, bani, câștiguri, petreceri. Dar aveți și voi un dușman. Aveți un dușman pentru că aveți niște reușite. Vă invidiază cineva, vă cam urmărește cineva reușitele. Să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar trebui să știți, ce aveți în casă, în afara casei, în dragoste, surpriză. Daruri, cadouri și voi pe cineva, o haină de stat. Aici văd că aveți niște evenimente, petreceri, întâlniri, reuniuni, pot fi și la nivel de societate, noutățile care țin de evenimentele care țin cu ocazia în 1 decembrie, poi legate poate și de celelalte sărbători care urmează. Ce știți voi? Voi știți că aveți niște dușmani legați de niște vești. Aveți niște răutăți, să zic așa, o hărțuială, vă cam urmăresc niște persoane de gen masculin, aici văd, legat de vești proaste sau are legătură și cu corespondența sau cu virusul. Ce știți, ce nu știți? Nu știți că veți avea reușită, dar cadouri ține de voi, de munca voastră, cu toate că aveți o neliniște. Neliniștea voastră va veni poate și din cauza curiozității, nesincerității cuiva, care face niște drumuri sau e de la drum aici. Văd că sunteți în așteptarea unor vești, unor daruri, dar vă neliniștesc niște persoane care sunt cumva răuvoitoare, sunt cumva ca și cum voi v-ați dori să faceți, să plecați undeva sau să așteptați voi ceva.
Dar sunteți neliniștite pentru că știți că vă cam urmărește cineva corespondența, spre exemplu. Și de aceea sunteți neliniștite. Dar văd că vă vin darurile, cadourile. Da, de aceea știți că aveți niște persoane perverse. Deci o doamnă aici, cumva, trebuie să fiți și voi foarte determinate. Probabil ar trebui să știți că există o trădare, o înșelătorie legată de niște daruri. Aici cineva nu e sinceră, ori vă vrea să vă păgubească, ori vă face vreo intrigă ca să denatureze un adevăr care ține de niște sfaturi, de niște daruri, de niște cadouri. Vă pune niște obstacole, să zic așa, vrea să vă pună niște obstacole ca să aveți reușită. Deci aveți aici pe cineva și o doamnă, poate să fie această doamnă, o să vedem dacă e așa, în legătură cu aceste vești, că văd că ele voi ceva intuiți, știți, dar poate că ce nu știți voi și ar trebui să știți că aceste viclenii hoții pleacă și de la o doamnă, cumva, o persoană care are copii. În casă vă consolați, veți avea bani, câștiguri, premii, recunoașterea meritelor. Faceți ce vă place, dar s-ar putea să vă caute și cineva căruia îi pare rău că s-a certat cu voi, s-a despărțit de voi, vă gândește să se împace, să vă dea un dar, poate, sau veți fi voi care veți fi trist, știi, triste la un moment dat, că sunteți singuri și sau aflați de vreun doliu, dar vă consolați cu, posibil pentru cu o moștenire sau posibil cu munca voastră. Ce ar trebui să știți? În afara casei veți avea un mare succes, o mare reușită, o veste, o noutate legată de un contract, de o casă, de un serviciu care poate veni pentru voi o ofertă, nu, noi cunoștință. Deci vin niște vești bune care pot veni și la nivel de instituție pentru voi, pot veni și la nivel de pentru chestii ce ține de casă, ce ține de relații, ce ține de niște vizite, de poate și din familie. Vă vin vești, poate să vă duceți undeva la cei dragi. În dragoste, da, într-adevăr, nu prea mai aveți voi încredere aici, poate și legat de o separare, o despărțire din cauza unui artist, poate cum ar veni, aveți voi vreo relație cu vreo cineva sau poate fi cineva din familie care nu prea mai aveți încredere unul în altul sau puteți afla și de un doliu, o despărțire aici. Dar până la urmă văd că puteți avea totuși o înțelegere, o împăcare. Da, poate până la urmă să vină împăcare, vin vești. Văd că cineva vă protejează, vă ajută. Aici poate și legat de gelozia cuiva sau puteți intra voi într-o discuție. Dar poate de aceea în casă sunteți, dacă aveți partener, poate s-ar putea la un moment dat cu partenerul să vă întristeze ceva. Vă dezamăgește cu ceva. Poate și din cauza unui anturaj, poate și din cauza unei alte persoane sau are el, nu e singur, mai are pe cineva. Cumva și aici cumva e o chestiune care cumva și vouă orgolă, și dacă cumva sunteți într-un trio, spre exemplu, la un moment dat orgoliul vostru cumva va spune cuvântul că veți gândi mai mult la voi, chiar dacă poate persoana respectivă e drăguță cu voi, vă face daruri, cadouri, vă invită pe undeva, aveți niște evenimente, dar știind că mai are pe cineva, supără sau nu știți care pe cineva, dar felul în care se comportă acesta cu voi cumva vă enervează, vă supără și cumva vă puteți vedeți că poate fi o discuție în contradictoriu care ține și de orgoliu, de vanitate, de superficialitate chiar cumva sau de mândrie. Pe de o parte, iar pe de altă parte veți avea și motive de mândrie. Poate că vă veți bucura că aveți o prietenie cu cineva, că la unele dintre voi poate apărea, nu sunteți singure, nu aveți pe nimeni, v-ați despărțit, sunteți triste, dar apare o altă relație. Și atunci veți fi mândre, ca și cum vă gândiți, am pierdut ceva, dar am câștigat ceva și mai bun, ceva de același gen. Dar totuși ar trebui să știți că întârzierile voastre pot veni și din cauza unor persoane perverse. Și văd aici, s-ar putea să fie și vorba de vrăji farnice sau viclenii. Intrigi, viclenie, adică vorbe de denaturarea adevărului, cumva te atrage într-o capcană, poate fi vorba de o hoție, poate fi vorba de aceste vești pe care tu le aștepți și ele putând fi cu întârziere, sau cum ar veni, citește corespondența, îți află secretele, să zic așa, această persoană, dar aici văd mai degrabă cineva care umblă cu vești și vorbe rele despre, deci n-ar fi vorba despre ce aștepți tu, poate corespondență, ci mai degrabă vorbele rele care circulă pe seama ta din cauza unor persoane perverse, viclene și cu rele intenții, să zic așa.
ele poate un plan al lor, sau sunt au o ranchiură pe tine ca persoană, poate pentru că nu le faci un joc. Acum, fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de o afacere, de un job, au o invidia asta, gelozie, că aici văd că e și geloasă, deci nu e și aici la fel, gelos. Deci e și dușmănos, dar și gelos, care lucrează împotriva voastră. Un domn, un domn. Aici văd un domn, doi domni și o doamnă. Dar vă văd în orice caz cu bine, cu bani, cu câștiguri, cu recompensă, ca și cum nu vă afectează, doar că vă enervează, probabil, vă întristează. Vă neliniștește puțin, vă pune pe gânduri, dar găsiți soluții și chiar aveți succes. Acestea fiind spuse, eu sper că ce am văzut de bine să fie de bine, să fie o săptămână minunată, binecuvântată, cu daruri, cu evenimente, cu reușite pe toate planurile, dorințe îndeplinite. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!